ca la fântâna apelor vii să vină fiorarea, să vină puterea de înaintare, că unii greul urcă spre calvar, zice Domnul. Și am în vedere să le întind o mână de ajutor, zice Duhul Sfânt. Pe cel căzut îl voi ridica, zice Domnul. Adu prinși de război acasă, zice Domnul. Fac renoirea minții, nu-mi torna, zice Domnul. Pentru că unii au intrat în descurajare și unii bag pasul pe loc în vremea aceasta, zice Duhul Sfânt, neavind puterea de luptă, zice Domnul, am în vedere să dau noi puterea de luptă. Bucură-te de sala sărbătorii care am pregătit-o de la înălțime poporului. Pentru că iată, zice Duhul Sfânt, la fântâna aceasta, zice Domnul, o prepac în scălzătoarea bucuriei, zice Duhul Sfânt, ca cel mostenit, cel trudit și cel împovărat să mă cunoască și să mă găsească pe mine, zice Duhul Sfânt, să capete înviorare, să capete iertare. Șpanaga doramina candelia smainicet, pentru că mulți vă puneți întrebarea chiar cu primire la țara aceasta ce va fi. Iată așa vorbește cel ce este viu. Pentru cel ce va înțelege că eu sunt purtătorul de grijă și îmi apăr copiii mei, zice Duhul Sfânt, dar este vremea cernerii, zice Duhul Sfânt. O, dacă ai ști la guvernul țării acestea lucrurile care se fac în dosul unor uși încuiate, dacă ai ști legile, dacă ai cunoaște, zice Duhul Sfânt, spaturile nelegiuite, zice Domnul, pe mulți v-ar îngrozi, pe alții v-a spăimânta, dar vă spun să nu vă temeți, pentru că pe mei îi voi scoate, îi voi scăpa, zice Duhul Sfânt, că vine vremea când se vor pune la sta granițele țării, atele farmanii Gheto Brades, se vor pune, zice Duhul Sfânt, da, o, obstacole după obstacole, zice Duhul Sfânt, barier după barier, zice Domnul, cine va înțelege la vremea care vine să stea lipit de Domnul, Domnul va scăpa pe el și casa lui. Și n-am să mă las, zice Domnul, dar iată ce primesc de la înălțime, inima multora i-a lipit de lucrurile acestea trecătoare și vermenice, zice Domnul. Unii s-au legat, zice Duhul Sfânt, alții, zice Duhul Sfânt, lucrurile acestea pământești, ori cu stăpânire, zice Domnul, iată sfatul pentru voi care vineți la Domnul, o, alipiți-vă inima de cer în vremea aceasta, pentru că mai e puțin și am să vin, zice Domnul, șamania negobet mai necher. Anul acesta multe feste vor auzi, când dintr-o parte, când din alta, dar cel ce va rămâne la sfatul Domnului, Domnul are vedere să ne întărească. Pe mulți am să-i chem acasă, zice Domnul, e ca nebreaz mai micor, mulți nu vor rezista, dintre voi mulți nu vor rezista în bătaia vincului și a furtunii și vă pregătesc, zice Duhul Sfânt, și menia necobra cnatiesc, de aceea, zice Duhul Sfânt, pregătește-te, poporule, pentru că ceată ți-am vestit lucrări mari și tainice, ți-am vestit planuri ascunse, nu odată și de multe ori, dar unii, zice Domnul, n-ați vrut să luați aminte. Cine va înțelege sfatul și îl va pune la inimă, va putea să înainteze, se va vedea propășirea și se va vedea binecuvântarea.